Vreau să vă spun că primii 500 de oameni care vor lăsa un like și vor comenta la acest videoclip vor primi o inimioară de la mine. Baftă! Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iancu, sper că aveți o zi minunată, guys, și bine ați revenit la un episod la mine pe canal. Un nou episod în care o să facem o reacție horror care o să ne demonstreze că Snapchat-ul nu este o aplicație chiar așa de prietenoasă. Ok, aplicație nevinovată, oamenii care folosesc Snapchat, pentru că după cum știți, guys, pe Snapchat ai o opțiune de aia să poți să fii localizat. Sunt foarte, foarte multe chestii de-astea ciudate și diferite față de alte aplicații. Bine, în episodul de astăzi am niște short horror filmuri foarte, foarte mișto pe care vreau să le vizualizăm și să vedem, guys, într-adevăr despre ce este vorba cu Snapchat-ul acesta. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal, să ajungem, băieții, cât mai rapid la 50.000 de abonați. Deci, atenție, 18 februarie, când fac eu clipul ăsta, avem 47.000,6, bro. Nu știu dacă putem să ajungem până pe 1 martie la 50.000, dar ar fi absolut awesome. Eu aș zice că eu aș vrea să mă apuc să filmez și să postez destul de des pe acest canal ca să ajung la 50.000 de abonați, dar urmează să vedem. Deci, guys, până atunci nu uitați de like și haideți să începem minunata reacție. Hai să vedem, bro, primul horror film se numește Snap, short horror film. Hai să vedem despre ce este vorba și cum e treaba. Snap, bun. Directed by Zisse Hansen. Ok, guys, ok, hai să vedem. E băiatul ăsta pe stradă noaptea, deci v-am zis, cam asta, deci pe asta se bazează foarte multe povești de-astea horror de pe Snapchat, că pe Snapchat e la track your location, deci să poți să-i vezi locația omului și totodată nu-i destul de ok. Hai să vedem. Ok, deci băiatul ăsta așteptă aici lângă pădure, nu știu pe cine așteaptă, poate vrea să facă autostopul sau ceva de genul. Acum dăm scroll în conversații, nu știu dacă sunt pe Snapchat și și-a închis telefonul, ok. Nu e nimic acolo, ce puțin de câte văd eu. Ok, sună telefonul, bro, nu s-a speriat. Opa, l-a adăugat Clownboy269. Vedeți că îl cheamă ID1996. Dacă ar fi să o luăm logic, un om care își pune 1996 înseamnă că e născut în 1996. Astăzi ar avea 25 de ani, bro. Ok, eu zic că băiatul ăsta e minor. Vedeți că e ora 8 și ceva, adică nu e chiar așa de seară. Ok, bro, i-a dat ad, ok, dar nu înțeleg, sau i-a dat ad, bro, sau de ce se uită în stânga și în dreapta? O fi că l-a sunat, gen, friends. O fi că are un prieten în apropiere, bro, o fi că e în apropiere, sau că nu știu de ce se uită stânga și dreapta. Vedeți că se uită, parcă așteaptă pe cineva, man. Ok, i-a dat la Snap. I see you, ci că te văd, i-a zis Clown Boy. Ok, bro, s-a zis ceva în spate, mama, i-a zis că îl vede, bro. Cel mai probabil... Ia, ce-a făcut? Show your face, și că arată-ți fața. Bro, dar nu știu, gen... Clown Boy ăsta, mea, și-a lăsat activă locația pe Snapchat, sau care-i șpilul, gen, nu știu cum merge. Bro, ești ok? Care... Ok, iar a primit un de la. Mamă, bro, mă ia și o stare de anxietate, bro, mă simt foarte nașpa, că nu... E în mijlocul pustietății, bro, nu știu ce se poate întâmpla. Like, se poate întâmpla absolut orice. I-a dat un mesaj, dar văd ce face. Dar nu știu pe cine așteptă și de ce a rămas aici, bro. Nu văd că e beat, n-are absolut nimic, gen. De ce e aici, în mijlocul pustietății? Așteaptă pe cineva, bro? Sau care-i treaba? Ok, începe să devină nervos. Mamă, tot primește snap-uri. A primit un snap de la ăla. 21-23, s-a făcut ora 9, bro. Bro, i-a trimis o poză. Bro, i-a trimis o poză. Dacă stăm să ne uităm așa. Mamă, băieții, mare clown. Ok. Wow, e un mare clown, nu vine să cred. Stați puțin că... Ba da, fiți atenți, check this. Flip vertical. Ia uitați-vă, băieți, uitați-vă cum arată. Gens, am întors imaginea invers. Uitați-vă ce poză i-a trimis. Adică așa arată clown boy ăla 269. Ok, destul de ciudat. Opa, stați că am făcut aici o prostie. Destul de ciudat pentru băiatul ăla, sincer. Haideți să continuăm aici să vedem. Normal că m-aș spera că n-aș vedea că i-a trimis așa poză. Ok. Hai să vedem, bro, s-a speriat.
Și vă dați seama, totodată poza nu poate să fie de pe net. Grijă mare, băieți, stați puțin să opresc asta. Poza nu poate să fie de pe net, apoi de că i-a trimis Snap instant, pentru că, bro, trebuia să-și, gen, arătat-o că i-a făcut Snap, adică și-a făcut el poza atunci, știi ce zic? Ok, începe să fie panicat, mă, o să numească mare jumpscare. Nu știu ce tot se aude. Bro, îi respiră cineva în spate, mă, ce transpirate-i, bă, vă-l vedeți? Bro, mă, o să-l numeam mare jumpscare. Mamă, bro, uite-l în spatele lui, mă, ce m-am speriat! Bro, ăla-i clown boy ăla! Bro, ce... Mamă, ce-i cu tine ciudat? Bro, ce-i cu ciudatul ăsta? Bro... Ce-i cu ciudatul ăsta? Bro, uite-te în spate. Mamă, i-a dat Snap. Acum arată că e în spate. Fene, că i-a dat poză că e în spate. Iar i-a trimis poza. Ce scrie acolo? Don't run away, ci că nu fugi. Mamă, bro, dar de ce? Bă, dar ăsta, vedeți? Bă, nu știu, există unele persoane care reacționează așa la stres. Ăsta a încremeit, vedeți? Înainte s-a uitat stânga-dreapta, acum se turma în față, așa stă. Deci, bro, știi că ăsta e undeva pe aici, man. Uitați-vă, Valer, că am crembenit, efectiv. E în spatele tău, frățiorul. Bro, ăsta de ce se uite ce în față? Mă, uite pe ciudatul ăsta. Ciudat rău, bro. Ce faci, frățiorul? Uitați-vă că, bro, că... Fugi, fugi, a fugit, ok. Fugi și ăsta? A, nu, ok, ăsta fuge, man. Uși, bro, mamă, parcă acolo în spate, parcă acolo în spate l-am văzut, am văzut ceva, parcă. Mamă, bro. Ce se întâmplă? Se întâmplă chestii de ciudate, ok. Să vedem ce s-a întâmplat. Sper că nu l-a prins clown boy ăla 200... Aoleu, ok, că a ajuns acasă, bro. Iară, băieți, că sunteți urmăriți, băieți, fiți atenți că sunteți urmăriți, vă duceți la voi acasă, băi, asta iară... Logic, gen, dacă ceva te urmărește, nu te duci la tine acasă. Ia, 22 și 3, am făcut ora 10. From Clownboy 269, de la Clownboy 269. Bro, e 22 octombrie și frățelul nostru e pantalon scurt? O fi ca așa de cald din octombrie, am și uitat, bro. Ok, nu, înțeleg, nu se vede nimic, băiatul e panicat, după cum vedeți. Mamă, tot e timid de Snapchat, Clownboy ăsta. Vedeți că el e panicat, bro, se aude, ia. Ce Snap i-a trimis? You run, ci că ai fugit. Fie afric, ci că fie-ți frică. Fie-ți frică. Să-ți fie foarte frică. Oh shit, bro. Ok, frățelor, trebuie să faci ceva neapărat. Că The Clown Boy ăsta, am eu un frate care zice că The Clown Boy ăsta nu... Bro, a făcut cineva poză. Nu știu dacă a făcut el. Bro, i-a făcut cineva poză. Ia asta să dăm aici cu... De asta 0.25. Ia să dăm în 0.25 să vedem dacă vedem, dacă cine a făcut poza. Băi, a făcut cineva poză în spatele lui, frățioro. Ok, te că tot mi se scoate, a făcut cineva poză în spatele lui. Deci clownboy ăla în spatele lui, acum cred că îi dă o poză din spatele lui. Nu ce fă un clownboy lui. Dă-i mă. Bro, în spatele lui, oh shit. Oh shit, băieți, nu e ok ce se întâmplă. Nu e ok ce se întâmplă în spatele lui, săracul ăsta. Cică... Cică... Sfârșitul este aproape. He wants... Cică te așteaptă. Vrea să vie ce te așteaptă. Bro, ce se întâmplă? Bro, tu primești mesaje. Bro? Bro! Mamă, dar urât era, mă! Dar urât e, bro! Urât, urât, urât! Ok, băieți, bun! Deci, asta a fost primul Snap Horror Film. Deci, asta a fost primul, guys.
Ba, a fost destul de mișto. Ideea e că acum avem ceva mai special ca data trecută, pentru că astăzi iar e vorba de un Snapchat Horror Short. Acum, adică astăzi, chiar același videoclip. Adică e vorba de alt Snapchat Horror Short. Doar că de data aceasta este vorba despre un filtru, un fear filter. Deci grijă mare. Atunci era băiatul la care îl urmărea, v-am zis, cu locațiile. Dar acum e vorba despre un filtru. Habar n-am care-i treaba. Hai să vedem. Dăm așa, să vedem, să vedem cum stă treaba. Și că să nu-ți fie frică. I promise. Ok, guys, deci fiți atenți, cred că asta, ia să dăm aici. Johnny, trebuie să te duci la culcare. Nu, nu trebuie să-ți fie frică de absolut nimica. O să fiu, spromit, dacă o să te speri, o să fiu fix afară până ajungă părinții de acasă. Deci mă gândesc că femeia asta e un fel de babysitter sau niște prieteni de-a lui părinții lui, care a rămas la el acasă, gen, cât timp ei sunt plecați, gen. Cam asta e ideea. Ah, ok, o fică, da, o fică, ea e fata asta, e soara mai mare sau iar o cunoștință și ea e un copilaș mai mic care a zis să doarmă, Johnny, că nu cred că o cheamă pe ea Johnny. Dar știți că la americanii cam, cheamă așa cam, astea, numele astea, super ciudate. Ok, a primit un semn și acum încearcă să-și facă o poză, man. Ok, a făcut, deci auziți sunetul ăla, e sunetul ăsta, gen, de la filtrul ăsta super retardat. Ok. Uitați-o, eu nu văd nimica, bro, momentan, gen, nu văd nimica suspect. Se uită la tovară și ei, la Sara, Michele și Jenny. Se gândesc că se uită lui Blake. Nu i-a trimis frățiorul Blake, Sara cu Blake. Ok, bro. Hai să vedem. Mamă, bro, ce e asta? Ok. Și filtrul ăsta ciudat. Super ciudate filtrele astea. A, da, băieți, și asta era, vedeți? Filtrul îi mai detectează pe cineva în casă, gen. Cam asta e ideea, fear filter. Johnny. Ăsta e, cine e Johnny, bro? Vedeți că îi mai detectează pe cineva? Cam asta era ideea. Sunt videoclipuri și pe TikTok în care filtrul de la Snapchat detectează și altă față umană. Știi ce zic? În momentul în care a detectat o față umană, îi pune chestii de-astea, vedeți? Dar Johnny, nu știu cine e Johnny. Johnny Bănescu e fratele mai mic sau ceva de genul. Ok. Bro, era, nu, nu era nimeni acolo. A fost doar un bug. Sperăm că a fost doar un bug. Și acum iar apare, bro. Ia încearcă să schimbe filtrul, uitați-vă. A, uitați-vă că îi detectează fața și acolo, man. Ok, bro. Johnny, if this is a joke, it isn't funny. Chica, joke, dacă asta e o, Johnny, dacă asta e o glumă, nu e amuzant deloc. Bro, ce se întâmplă? Bro, se duce filtrul în sus. Frățiorul Johnny o să fie terorizat din câte mi-am uitat eu. Bro! Ok, săraca a fost lovită, man. Fast breathing, respiră destul de rapid, așa. Așa că se detectezi ăla. Nu știu cum ar putea să fie o farță, cum ar putea cineva să facă chestia asta, gen. Poate știți pe anumite metode, guys. Ia, acum nu cred că i-a dat filtrul pe pereți. Bro, e fix de... Mamă, vedeți că, băi, voi ați văzut că... Ia, i s-a mișcat părul, bro. E, deci, fix lângă ea. Ok. Filtrul ăsta, alt filtrul ăsta am dat. Gata, soro, nu mai țipa, te rog eu. Ok, băi, și aici s-a terminat. Bun. Păi, ăștia, deci cam asta a fost, gen. Asta a fost cu Snapchat-ul, bă, v-am zis, filtrele astea de băieți duci, adică filtrele nu folosiți filtrele alea, vă zic eu, alea erau la mod acum mult timp, am și eu o poză, bro. Guys, fiți atenți, deci mare jackpot pentru așa care ați rămas pe la final. Chiar acum am pus poza pe ecran cu mine cu filtrul de pe acum, nu mai știu câți ani, sincer nu mai știu. Dar da, aveți așa, deci cine se uită până la finalul videoclipului primește o surpriză de fiecare dată. Scrieți-mi în comentarii ce părere aveți de poza asta dacă ați ajuns până aici. Eu am fost Mărăs Iancu, ne vedem în curând cu episoade noi, nu uitați neapărat de subscribe să facem 50.000. V-am pupat pe toți, pa, pa!